Hai, salut frățiorii și bine v-am regăsit! Na, după mult timp am reușit să facem și noi clipul ăsta la cererea voastră. Bă, știu că e cu întârziere, dar niciodată nu-i prea târziu acum, știi cum să zice. Mai bine m-a târziu decât niciodată. Na, am strâns niște cufărele și ce mă interesează să știu de la voi, e așa o părere. Gen, cât Alvaro ora cuferele? Și câte magice credeți că se strânge din cuferele astea? Ba, mult ce să mai. Bun. Astea sunt cuferele strânse de la evenimentul trecut de prinde regele. Na, mai avem aici niște cufere argintii ok, restul s-au vândut, tati. S-au vândut destul de bine, ești mulțumit. Na, acum probabil vă așteptați să vă arăt și al doilea inventar. Te-am prins! A venit nimica. Gen... Băi, n-au sunteți de partie, hai să... nu ne mai tărângănim. Așa, pe lup. Deci, tati, dacă n-am strâns pe contul ăsta la chestii, Doamne, Dumnezeule, Doamne. Bun, sunteți pregătiți să deschidem inventarul. Puneți pauză, puneți pauză. Nu uitați să apăsați butonul de like și bam, bam. Bă, m-a luat valul, bă, m-a luat valul de tot cu evenimentul ăsta. Gen, de când a început, în prima zi am început să strâng cufere și na, zic că acum sunt suficiente. Ce mă interesează să știu de la voi? Să ziceți acolo, bă, cât credeți că valorează cuferele astea și câte magice credeți că am luat din ele? Sunt foarte curios de părerea voastră, nu uitați să lăsați aia în secțiunea de comentarii. Dar s-au strâns, vai de capul meu câte... Eu le-am avut împărțite pe mai multe conturi, nu realizați-mi că am strâns chiar așa de multe. Și... acum dimineața zic, hai bă să le adun, că nu mai găseam nimica. Zic, hai să pun cuferele astea deoparte să vedem ce și cum. Și zic, hai să mă bată tata Crăzacule, ce-o lua valul, frate. Ce-o lua valul. Asta e, bă, asta e. Îmi plac la maxim cuferele. Bun, știu că avem acum un clip scurt, dar am fost scurt și la obiect. Vă pupă, fratele, o zi minunată, în continuare toate cele bune, pa, pa!